Bună și bine ați revenit la un nou video pe canalul meu Buget de Familie. Eu sunt Ioana și în acest clip m-am gândit să vorbim despre bani. De ce să vorbim despre bani? Pentru că este o problemă care a ajuns să ne preocupe pe toți și acesta este momentul în care m-am gândit să vă dau câteva soluții de economisire. Primul lucru pe care îl putem face în această perioadă, în care avem foarte mult timp liber, să zicem, deși nu este liber, dar avem mult mai mult timp decât am avea de obicei, ar fi să vă scrieți toate lucrurile pe care le cumpărați. Și pentru o perioadă de cel puțin 2-3 luni, pentru a vă da seama care sunt cheltuielile familiei voastre. Înțeleg că pentru foarte multă lume este mult mai ușor să vă gândiți la metode de a face mai mulți bani decât la metode de a economisi banii pe care îi aveți deja. Dacă această perioadă vă poate da mult mai multe idei pentru a face bani și să descoperiți noi idei de afaceri, sunt convinsă că există și lume care se gândește să mai strângă un pic ureaua, iar pentru a face asta într-un mod eficient, cum îmi place mie să fac orice, nu aveți cum să economisiți sau cum să eficientizați bugetul unei familii dacă voi nu știți de fapt pe ce se duc bănuții. Al doilea lucru pe care vi-l recomand să-l faceți în această perioadă este să puneți cât mai mult bănuți deoparte. Știu că nu toată lumea are bani puși deoparte, dar cărțile de specialitate vă sugerează să aveți bani puși deoparte în acel fond de urgență sau bani la saltea, cum sunt numiți la noi, între 3 și 6 luni. În aceste perioade destul de agitate, în care nu știm ce se va întâmpla și nu știm de unde vor veni următorii bănuți, este momentul cel mai bun să vă creați sau să puneți și mai mult bani deoparte în acest fond de urgență pe care îl aveți sau nu îl aveți încă creat. Este o perioadă în care nu ieșim, cheltuim mai puțin pe foarte multe activități, cum ar fi haine, entertainment și toate lucrurile care ne ocupau foarte mult timp și ne dădeau într-un fel sau altul chiar bucurie. Din păcate, în această perioadă nu le mai putem face. Asta nu înseamnă că bănuții care îi cheltuiam pe aceste lucruri nu pot fi puși deoparte pentru crearea unui fond de urgență. Este important ca acest fond de urgență să cuprindă banii între 3 și 6 luni necesari pentru cheltuielile la care nu puteți renunța pentru familia voastră. Cheltuielile fixe, cum le numesc eu, aș vrea să includ ratele la bancă, ratele la carduri de credit, dacă aveți așa ceva, întreținerea, curentul, gazul, telefonul, lumina. Acestea sunt cheltuieli la care nu puteți renunța și pe care trebuie să le faceți. Iar ultimul lucru care trebuie luat în considerare este mașina, cheltuielile pentru mașină, asigurări, benzină, ITP-ul și orice alte verificări de care are nevoie timp de un an mașina voastră. Alte lucruri pe care trebuie să le includeți sunt impozitele pe care le plătiți pe casă, mașină, parcare. Un alt lucru pe care vi-l recomand în această perioadă este să vă dați seama care sunt lucrurile cu adevărat importante pentru voi și la care nu ați vrea să renunțați. De cele mai multe ori mă auziți discutând despre cosmetice sau lucruri de beauty sau foarte multe haine de care eu cred că nu aveți nevoie, dar dacă acestea vă aduc plăcere, nu are nicio legătură cu ceea ce urmează să vă zic eu. M-am gândit să scoatem din cheltuielile voastre lucrurile care nu înseamnă foarte mult pentru voi. Acest lucru este foarte greu de găsit, pentru că dacă nu vă țineți o evidență exactă a lucrurilor pe care le cheltuiți, nici nu vă puteți da seama care sunt lucrurile importante pentru voi. Dar aș dori să vă faceți o listă de 3 lucruri pe care ați dori să nu le eliminați din viața voastră. Dacă vă plac machiajele și vreți în continuare să vi le cumpărați, puneți machiajele pe locul întâi. Dacă vă place în continuare să faceți un anumit sport sau să ieșiți în natură sau să ieșiți la cafele cu prietenele, acest lucru trebuie neapărat pus pe lista de lucruri importante pentru voi. Nu uitați că pentru a diminua această listă și pentru a vedea lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru voi, vă las doar 3 locuri, adică locul 1, locul 2 și locul 3. Mai mult de 3 lucruri nu aveți voie pe această listă de lucruri importante pentru voi. Aș fi foarte curioasă dacă mi-ați lăsat și voi în comentarii care este lista voastră de lucrurile importante la care nu doriți să faceți economie și care vă aduc fericire în momentul în care vi le cumpărați, și pentru că aș vrea să văd care sunt lucrurile importante pentru voi. Și pentru că eu vă întreb, aș vrea să vă spun și care sunt lucrurile importante pentru mine la care nu am de gând să renunț.
Primul lucru la care eu nu am de gând să renunț sunt concediile. Îmi place foarte mult să mergem în concediu, îmi doresc să ajungem la momentul în care vom putea face 4 concedii pe an și atunci suma pe care o punem în fiecare lună pentru concedii nu sunt dispusă să o tai de pe lista noastră de cheltuieli sau de fapt nu sunt cheltuieli, sunt lucruri de pus deoparte pentru a face anumite cheltuieli. Lucrul la care nu sunt dispusă să renunț sunt gentuțele. Lucrul pe care eu îmi cheltuiesc banii și știu că nu se vede pentru că nu m-a auzit decât despre cum să economisiți, acum vă mărturisesc secretul meu. Eu dau foarte mult bani pe genți. Da, pentru că îmi place să-mi cumpăr genți de firmă, nu de firme high-end cum ar fi Versace și Armani, deși am avut și geantele de la Armani, dar nu sunt convinsă că m-aș cumpăra-o și pe a doua. Marea mea pasiune sunt gențile de la Michael Kors, de la care am prea multe și singura modalitate prin care eu reușesc să mi le explic cumva este că după ce le folosesc, reușesc să le revând și astfel nu cumva să pun banii aceia deoparte, nu, astfel să-mi cumpăr alte genți. Lăsați-mi în comentarii dacă vă interesează să vedeți pe ce prostii dau eu banii, adică pe gentuțe, pentru că am o colecție foarte interesantă de genți. Al treilea lucru pe lista de lucruri importante pentru mine este socializare. Mie îmi place să ies la cafele cu prietenele și îmi place foarte acest schimb de experiență și de energie într-un fel sau altul, în care ieșim la o cafea, ne simțim bine, poate mâncăm și o prăjitură, iar acesta este ultimul lucru la care eu personal nu sunt dispusă să renunț. Nu uitați, lăsați-mi în comentarii cele trei lucruri la care voi nu sunteți dispuse să renunțați. Întrebarea cu care mă întâlnesc cel mai des din partea prietenilor mele este următoarea. Bun, punem noi bani deoparte. Și ce facem cu ei? Asta este un lucru pe care mi se pare că este foarte important să îl discutați cu un consultant financiar. Nu știu dacă v-am mai povestit până acum de Roxana Bucuria, este autoarea unei cărți pentru copii, Mărunțilă și Bannoțilă, este psiholog și în același timp și consultant financiar. Eu am avut o sesiune de consultații cu ea, mi-a plăcut foarte mult cum a pus problema și mi s-a părut că am învățat lucruri foarte interesante și foarte bune de la ea. Dacă vă interesează, o să vă las un link cu site-ul Roxanei, Psihologia Banilor. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a fost folositor acest gen de video, dacă ați avut timp să îl vedeți și nu uitați să-mi lăsați în comentarii cele 3 lucruri la care voi nu sunteți dispuși să renunțați. De-abia aștept să citesc comentariile voastre. Vă doresc o săptămână faină și ne revedem cât de curând. Pa, pa!